Conor, tu ești. Așa, salutare dragii mei. Bine ați venit la o nouă prezentare în premieră și pentru mine a unui joc de tip browser. Bine, el se joacă pe PC. Se instalează, nu știu, am văzut, are vreo 500 de mega. Îl puteți juca și în fereastră și în full screen. Din prima impresie, ce aș putea să zic? E un fel de genul de joc de browser, cum ori tot apărut cu nume X-Quest, nu știu cum, Heroes și așa mai departe, și combinat cu un fel de tower defense. O să vă arăt și ce mi-am dat eu seama cât de cât pe acolo. În principiu aveți niște eroi din universul Forgotten Realms, pentru cine o mai auzit de jocuri gen Icewind Dale, Baldur's Gate și așa mai departe. Deci am văzut pe acolo gen un Jaheira, un Drizzt și alte nume care vi s-ar putea părea familiare dacă ați jucat jocurile din universul ăsta. Din ce am văzut, pot fi echipați și cu anumite iteme, cu anumite buff-uri. Tutorialul nu e foarte bine făcut din câte am văzut eu. Adică e ceva gen filmele alea cu catastrofe aeriene, când ești acolo, ții de manșă și zici la ăla, bă, arată-mi în manual nu știu ce, cum fac să aterizez, cum să nu știu ce, nu se pune pe pauză, îți apar ferestre, n-a pus să citești, ce să faci, în fine, eu i-am dat pe repede înainte. N-am stat să citesc skill-urile la caractere. Mare parte genul de buff-uri care ajută pe ceilalți. Gen healer-ul heal-uie nu știu cum, warrior-ul dă nu știu ce extra damage, dar trebuie citite pentru că se aplică cumva în diagonală, în coloană, în linie, în cerc, în cum naiba mai știe că. N-am apucat să le citesc. I-am pus așa mai mult după ureche, gen eroi ranged. Vorba vine ranged, că și cei de melee tot atacă. O să vedeți cum se desfășoară bătălia. Atacă și aia tot la distanță. E un ecran scrollă, gen scroll, side-scroller. Și curg monștri spre voi, din când în când și câte un boss. Pe care trebuie să-l ciomăgiți cât puteți de repede. Pentru că da, participați și dumneavoastră la bătălie. Și tocmai la asta se referă titlul cu omorât de mouse. Că atacul jucătorului constă în clicuri cât se poate de rapide pe respectivii mobi și adunat de loot. Și dacă mai ai timp și ai mâna rapidă, să mai și upgradezi eroi în timp ce te bați. Haideți să vedem, să-i dăm și o bătălie. Da, primiți la început, am uitat să vă zic, dacă luați jocul acum timp de o săptămână, o să primiți și un pachet. Nu știu ce e în pachetul ăla, că așa, aia vă zic, ce și jocul când îl porniți, că poftim de aici, de la noi, un pachet. Știm că habar n-aveți despre ce-i vorba, dar ia că o să-ți fie bun mai încolo. Am înțeles că sunt niște eroi pe care o să-i iai deblocați, ceva de genul, niște chesturi care dau nu știu ce, vedeți voi. Haideți să vedem. Eu am făcut tutorialul, cred că ăsta a fost. Acum nu știu dacă pot să și avansez sau trebuie să mai fac o dată aici nu știu ce misiuni. Da, hai să-i dăm drumul la o bătălie. Hai să vedem ce another. Na, deci se pare am 3 bătălii, 2 nu-s deblocate. Cursed Farmer, hai să vedem ce e aici. Pot să dau dificultate mai mare? Nu, probabil că dificultatea se schimbă când, după ce îl termin pe o dificultate, progresez la mai mult. Cerințe, nimic, obiective să completarea 50, vai de viața mea, 50 de ecrane, de alea trebuie să trec.
Restricții, nicio restricție. Recompense, niște nu știu ce gemuri care, da, probabil că jocul se bazează pe tot felul de microtransacții care te momesc să mai cumperi una alta. Nu cred că o să prindă la mine, cel puțin. O să mă descurc cu ce-mi dă. Hai să vedem ce vrea. Ăsta e cică primul caracter, dar pare și cel mai slab. Că din câte am văzut, upgrade-urile nu sunt la fel de scumpe, nici puterea erorilor. N-a pus să-ți dai seama că prea repede se desfășoară tutorialul ăla, nu înțelegi nimic de acolo. Dar în fine, unii se upgradează cu foarte puțin gold, alții se scumpi ca naiba. O să vedeți. Așa, doing adventures, give a gems, which are always nice to have. Da, da, am înțeles. Adică adună cât poți de mult. Hai să vedem. The Cursed Farmer. Să-i dăm un obiectiv. No, deci cam așa se desfășoară bătălia. Ăsta-s eu, de aici. Adică click 1 damage. Și ăștia, el atacă automat și eu trebuie să-l ajut cu clicuri și să-i adun. Deci, vedeți, pot să dau clicuri până îmi fac scurte la deget. El are niște cooldown-uri când se duce. Ăsta e un fel de bonus. Când ai adunat destul gold, îl vedeți aici sus, îți arată și cât ai tu damage-ul general. Poți să dai în timpul bătăliei peste upgrade-uri la erou și când ai destul să-i și deblochezi pe următorii, că o să tot apară aici. Aveți o misiune aici pentru fiecare ecran. Deci aici trebuie să omor 25 de vaci ca să trec la următorul screen. Dau până 10. Aici dacă dai pe el îți explică ce știe să facă, ce trăznet. Și aici dacă dai dublu click poți să intri. Vedeți, mi-am pus un topor, nu știu de unde dracu l-am găsit, dintr-o cutie. Și îți explică ce știe să facă băiatul. Văd că dacă nu-l ajuți cam șoia. E slab cu spume. No, am terminat primul ecran. Vedeți, am adunat 27 de gold, pot să-i dau un upgrade. Dai click aici, ai trecut la level 2. A crescut damage-ul de acum, rupe tot. Noroc că... mai dau și o click, te fac scurtă la mână. Trebuie să adun, ce, 25 de cost de șoareci. Bun. Cu cât avansat mai mult în ecrane, vedeți că o să și crească, o să și crească premiile. Deci acum dă câte 2 gold. Să dea ajungeți cu zecile și sutele de mii. Că puțin am ajuns eu în tutorial. Vedeți că ăsta costă 50 de gold să o deblochez pe tanti. Mai am un pic până. Îi dăm până zace la vaca nebună. Mad cow disease. Nu știu, voi nu vedeți cursorul, dar eu îi dau acolo click-uri pe... Ba, uite că mi-l vedeți. Am crezut că nu se vede. Și văd că și banii trebuie să treci. Nu trebuie să dați click pe ei, dar trebuie să treceți pe deasupra lor. Vedeți, am adunat 50, îi dau unlock la tanti. Care zice că ce face. Da, cu raza soarelui. Nu știu cum îi pun, dar îi pun în linie, că probabil ajută la ceva. Am înțeles că asta e un fel de healer. Aici ce trebuie, pene? Vedeți, pentru următorul îmi trebuie 1000 de bănuți. Ar fi bine să adun destui să... cum ar fi acum să-mi dau și mie un level. Acum vedeți, dau 2 damage pe click. Sunt din ce în ce mai
Cred că e bine cumva să-l și urmăriți în ce dă și mai mult să-l ajutați să dați finishing blows, cum s-ar zice. Ideea e să n-ajungă lângă voi, că atunci încep să dea și ei. Am crezut că și piatra aia face ceva, dar se pare că nu. Cât am? 63 de gold. Hai să-i mai fac la nenea un level. Da, zici, o zis el ceva acolo, că eu cred că vedeți de zi, câte 19, câte 17, 12. Mai mult gold. Hai să mai dau și mie un, să dau 4 damage pe click. Cum e bine pe care să-l upgradeați. Am încercat să dau care cel mai ieftin upgrade. Deci cum ar veni mie, acum următorul o să-l dau pe dwarf-ul. Dacă și văd că și ciorile le dau ceva dacă le vânez. Nu m-ați auzit că am zis cuvântul. Era Vultur, nu era... With a loud whinny, a ferocious horse round the house and attacks. Ia auzi, hai să dăm la... Deja aici îi rup urechile la mouse. Ia uite că vine calul nebun! Stai să-mi dau și mie un upgrade. Hai că deja începe să-și o ia aici, cred că... Dacă nu reușiți să treceți un nivel, o să vedeți că vă dă cu un nivel înapoi și vă lasă să mai farmați. Aici probabil că mi-o iau pe temelie. Se pare că e mult prea tare calul nebun. Dacă nu-l bateți, vedeți, îi tot crește puterea, ajunge la ori 2, ori 3, ori nu știu cât. Probabil că nu-s destul de tare să-l bat. Da, nu știu de ce mai dau click-uri că nu o să-l bat. Hai să o las și pe asta să... Da, vedeți, acum când m-a bătut, migonește cu un ecran în spate. Și te mai lasă să te mai... zdrobești un pic. Când vrei să treceți un nivel, apăsați pe săgeata aia și... vă duce mai... mai încolo. Că pot să mai dau mie un upgrade. Da, omor șobolan și ciori și... condor și ce dracu mai să ia. A, uite că a fost și sub piatra aia ceva. Let me show you how to swap in your new champion. Click to bring up. Păi bun, și cum? Ah, și pot să aduc, pot să-mi aleg altul dacă vreau. Swap. Da, fiecare. A, uite că pe ăsta pot să-l, pe ăsta are, pe ăsta l-am primit acum că am început și mi-a dat tot felul de bonusuri la el, nu știu ce fac. Dar nu cred că le port numai la level, nu știu cât să le activez. Zice level 11, level 17, e bun. No, și ăsta mă costă 750 să-i dau drumul, hai să-i dau drumul. Să vedem ce face. Da. O tabă străbăție. Nu
vană, dacă vrei. Dar nu prea încălzește centrala aia, mai rece, nu-i hard. Așa. Haide să-i mai dăm în ăștia upgrade-uri și la tanti. Bun. A, aici puteți mări câte nivele vreți să crească odată, dar... Asta nu știu dacă se mai poate acum. În tutorial au mers. A, era pe multe nivele odată, de-aia... Ia să le mai dau eu la băieți, că acum am bani. Hai să progresăm, că e prea... Asta nu știu ce face. Aruncă un din ăla de albine pe ei. Și le dă de pachet, cum s-ar zice. Dar cred că tot nu bate o calul nebun. Bă, uite că l-am bătut. Nu, și acum că l-am bătut îmi dă o punguță. Oh, 3 gems. Hai să mai dau niște upgrade-uri la nebuni. Indeed, how could we, nu știu ce. Caută în zonă după calul nebun. Încă 25 de potfoagă vrea de la mine. V-ați cam prins, cred că, despre ce e vorba. Cam atâta o să fac probabil și un clip să-l pun și pe YouTube, să fie acolo content. O să mă mai joc un pic să vedem cât reușesc să-i dau. Nu știu dacă vă place sau nu vă place jocul, dați-i o șansă. Așa merge de plictiseală când n-aveți chef de împușcături și alte. Așa că, până data viitoare, am fost tovarășul Horcan și vă salut!